Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine! Stimați concetățeni, astăzi începe vizita domnului Igor Dodon la Bruxelles în calitatea sa de șef al statului. Chiar dacă președinția nu ne-a anunțat oficial care este scopul vizitei și temele ce urmează a fi abordate, noi putem judeca despre importanța vizitei, ținând cont de declarațiile și atitudinile exprimate anterior de către domnul Dodon față de Uniunea Europeană. Cea mai tare și importantă declarație s-a referit la faptul că acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu a adus niciun beneficiu Republicii Moldova. Această percepție este centrală și ea modulează atitudinile și luările de poziție în raport cu alte probleme de interes major pentru țara noastră. În acest sens, noi trebuie să înțelegem. Că la Bruxelles, domnul Dodon, cu cifre și date statistice, le va demonstra în alților demnitari europeni de ce acordul de asociere este inutil și chiar nociv pentru țara noastră. Puțin probabil că oficialii europeni să se lase convinși de argumentele domnului Dodon, dar pentru noi contează altceva. Este de interes major dacă la Bruxelles domnul Dodon își va menține poziția și punctele de vedere privind acordul de asociere. Exprimate în timpul vizitei sale la Moscova. Dacă atitudinile și mesajele vor fi menținute, atunci domnul Dodon își va consolida și mai mult susținătorii, câștigând și respectul oponenților, cel puțin pentru consecvență. Dacă însă la Bruxelles își va schimba punctul de vedere, atunci domnul Dodon va nimeri într-o situație foarte proastă. Și e clar de ce. Vladimir Voronin, mentorul lui Dodon, pe când era președinte, nu-i promisese absolut nimic președintelui rus, Vladimir Putin, și a fost pedepsit cu embargouri atunci când și-a schimbat punctul de vedere și atitudinile față de relațiile cu partenerul strategic. Dodon nu doar a făcut declarații publice în prezența președintelui Putin și a presiei internaționale, dar și-a asumat și angajamente. De aceea, Schimbarea atitudinilor nu îi vor aduce credibilitate la Bruxelles, dar îl vor discalifica la Moscova. Cred că asta e și cauza pentru care președinția nu a publicat măcar un scurt comunicat privind problemele ce urmează a fi discutate la Bruxelles. Dar să încercăm să vedem ce ar putea totuși discuta domnul Dodon cu oficialii europeni Pornind de la prioritățile sale anunțate anterior, ne amintim cu toții că domnia sa a avut câteva teme preferate referitoare la relațiile cu Uniunea Europeană. Aceste teme ating cele mai sensibile părți ale vieții noastre spirituale, economice, politice și de securitate. Ne amintim cu toții că domnul Dodon și socialiștii s-au declarat protectori ai Ortodoxiei, și în acest sens. Și au propus să anuleze legea egalității șanselor, ca măsură primordială pentru protejarea spiritualității. În acest sens, este important să știm dacă domnul Dodon se va ține de cuvânt și va informa pe oficialii europeni pentru a afla care pot fi consecințele onorării acestei promisiuni. Miza aici e mare, pentru a înțelege la ce ține mai mult domnul Dodon, la spiritualitatea ortodoxă sau la regimul fără vize. Compromisuri aici nu pot exista, fiindcă autoritățile noastre au acceptat condiționalitatea respectivă. Acum contează doar faptul că anularea prevederilor condiționalității poate atrage și anularea înțelegerii privind regimul de vize. Impactul va fi pe potrivă. Ori domnul Dodon ne va apărea ca un fals ortodox, ori își va atrage nemulțumirea și protestul sutelor de mii de concetățeni. Chiar și a susținătorilor domniei sale, care nu vor fi deloc fericiți, să piardă posibilitatea circulației libere în perimetrul Uniunii Europene. Deci, e de interes semnificativ dacă va îndrăzni să abordeze și să clarifice problema respectivă. În privința economiei și comerțului, așa cum spuneam, Contează dacă domnul Dodon își va menține poziția privind inutilitatea acordului de asociere și necesitatea anulării acestuia. Știm că aici există două abordări dezvoltate de către domnul Dodon și vehiculate în egală măsură. Să le examinăm pe rând. Prima abordare ține strict de dorința domnului Dodon de a anula acordul de asociere pentru a reveni la regimul de preferințe autonome. Asta pentru ca Republica Moldova să-și exporte produsele pe piața europeană fără bariere, iar propria piață să-și o protejeze. Aici problema e că dorința domnului Dodon poate să nu coincidă cu interesele Uniunii Europene. Logica coborârii de la înălțimea unor relații, pe aceleași trepte, în sens invers, este corectă dacă este mutual acceptată. De aceea, cel mai probabil răspunsul europenilor pentru domnul Dodon va fi unul cât se poate de clar. Dacă Republica Moldova va denunța acordul de asociere, atunci renegocierea relațiilor economice și comerciale va porni de la zero, iar atingerea unui rezultat poate dura ani buni. Putem intui și cine va avea de pierdut. Vă reamintesc doar că economia Republicii Moldova reprezintă cam 300 de procente din economia Uniunii Europene, care este principalul partener comercial al țării noastre. În acest sens, e foarte important să vedem dacă curajul domnului Dodon prevalează asupra responsabilității domniei sale sau promisiunile se fac doar pentru a parveni. A doua abordare a domnului Dodon se referă la modificarea acordului de asociere cu implicarea Rusiei adică acordul bilateral să fie transformat de fapt în unul trilateral. Ce ar însemna asta și cum poate fi interpretat acest lucru, e greu de spus. Știm doar că Uniunea Europeană în relațiile sale bilaterale nu acceptă categoric interferența terțelor părți. Este o altă problemă de ce promotorul statalității și suveranității Republicii Moldova nu că ar accepta, dar insistă pe interferența terțelor părți în relațiile cu diversi parteneri, luând deschis partea terței părți. De aceea este foarte important să știm dacă domnul Dodon va încerca să transforme relațiile bilaterale în trilaterale, așa cum a insistat și cum a promis. În sfârșit, cea de-a treia problemă majoră pe care o invocă permanent domnul Dodon se referă la neutralitatea Republicii Moldova. S-ar părea că problema respectivă e soluționată de articolul 11 din Constituție. Noi însă trebuie să înțelegem că domnul Dodon insistă pe garanții internaționale, care să vină inclusiv din partea Uniunii Europene și a NATO. Tocmai de asta se pare că a și insistat pe întâlnirea cu conducerea Alianței Nord-Atlantice. Noi nu știm nimic despre planurile și metodele domnului Dodon privind garantarea internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Putem însă presupune că conducerea NATO va comunica cu domnul Dodon în termeni foarte corecți și politicoși. Asta fiindcă de la vorbe la fapte e o cale foarte lungă. Iar abordările serioase sunt cele bazate pe numitorul comun a intereselor celor implicați. În acest sens noi știm că la 1 iunie 2004, președintele Vladimir Voronin a inițiat pactul de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova. Acel document, cel puțin, le explica cetățenilor, dar și partenerilor externi ce urmărește conducerea Republicii Moldova. Despre ce vrea concret domnul Dodon, nu se știe nimic. De aceea, plecând astăzi la Bruxelles, nu ne-a informat măcar ce are de gând să discute acolo. Vom afla asta post factum. Atunci vom compara ce ne-a promis nouă, ce angajamente și-a luat față de președintele Putin și dacă la Bruxelles și-a menținut sau nu pozițiile. Noi ne revedem mâine al vostru domn președinte.